Odată cu răcirea accentuată a vremii și locurile de muncă se împuținează săptămâna aceasta, numărul lor a ajuns la doar 145, cele mai multe fiind în industria confecțiilor și în comerț și servicii. Pentru această săptămână, agenții economici din zona Roman au comunicat la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă un număr de 145 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt în industrie, număr de 101, urmate de cele din domeniul comerțului și a serviciilor, adică 41 de locuri de muncă, și în domeniul construcțiilor și a agriculturii doar 3 locuri de muncă vacante. În domeniul industriei, cele mai multe locuri de muncă sunt pentru cei calificați și necalificați în industria confecțiilor de îmbrăcăminte. La nivelul întregului județ, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă a pus la dispoziție 622 de locuri de muncă, dintre care 407 la Piatra Neamț, 145 la Roman și 70 la Târgu Neamț. Cei interesați de un loc de muncă la Roman vor trebui să ia legătura cu funcționara Cătălina Ursărescu la sediul Agenției Locale de Ocupare a Forței de Muncă din strada Olteniei, numerele 23-25.